Caz șocant în județul Sălaj, un jandarm a fost găsit împușcat chiar în timp ce se afla la locul de muncă, mai exact un obiectiv pe care îl păzea. Bărbatul în vârstă de 56 de ani a fost găsit cu mai multe plăgi împușcate în zona toracelui. Tragedia a avut loc în Șimleu, Silvaniei, din județul Sălaj, acolo unde un bărbat de 56 de ani a fost găsit fără suflare chiar la locul de muncă. Bărbatul, care era subofițer în cadrul inspectoratului de jandarm județean Sălaj, ar fi fost găsit împușcat în zona toracelui, iar trupul său, neînsuflețit, a fost descoperit la schimbul de tură. La fața locului s-a deplasat un echipaj de poliție care a deschis o anchetă. Nu se cunoaște momentan cum a avut loc accidentul, însă anchetatorii iau în calcul și ipoteza că bărbatul ar fi vrut să-și pună capăt zilelor. Cu toate astea, la ultima evaluare psihologică, acesta a fost declarat apt și nu era cunoscut cu probleme de ordin psihologic. Jandarmul ar fi asigurat paza unui depozit de armament și s-ar fi împușcat chiar cu o pușcă din dotare. Oamenii legii urmează să facă verificări în continuare pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs tragedia.